Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedoara în direct. Ca de fiecare dată, vă reamintesc că ne puteți urmări și pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram și TikTok la Hunedoara 1 TV și pe canalul nostru de YouTube Hunedoara 1 TV, acolo unde vă invit să vă abonați pentru a fi la curent cu toate noutățile pe care le aducem în atenția dumneavoastră zi de zi. Discutăm astăzi despre municipiul Orăștie, despre prezent, dar și despre viitor, pentru că aici au fost implementate foarte multe proiecte pe fonduri europene, fonduri guvernamentale. Unele dintre ele au fost finalizate, altele încă mai au puțin de așteptat, dar vom vedea astăzi care este exact stadiul acestor lucrări, acestei schimbări la față până la urma întregului municipiu, pentru că așa își dorea încă de la începutul primului mandat domnul Ovidiu Bălan, primarul municipiului Orăștie, care este astăzi alături de noi. Bună ziua, bine ați revenit! Bună ziua, bine v-am găsit! Mare parte dintre dorințele pe care le-ați avut atunci la începutul primului dumneavoastră mandat, ați reușit să le și îndepliniți? Simțiți că ați reușit să și implementați proiectele pe care le-ați dorit și mă gândesc că ați avut și discuții cu cetățenii municipiului Orăștie în privința multor schimbări pe care le-ați făcut aici sau unele dintre ele care urmează a fi făcute. Da, o parte dintre acele proiecte pe care mi le propusesem la vremea respectivă au fost realizate, unele sunt în curs de realizare, iar pentru altele, desigur, așteptăm o sursă de finanțare de fonduri europene, fonduri guvernamentale, în baza cărora să putem să le îndeplinim. Și, da, de asemenea, toate proiectele acestea vin în urma stabilirii unei strategii de dezvoltare locală. Vin în urma unor programe electorale cu care fiecare primar vine în fața electoratului și câștigă voturile. Deci, mă gândesc cele că mai aveți lucruri... acei fluturași pe care i-ați împărțit poate în urmă cu câțiva ani. Ați reușit să și bifați toate acele promisiuni pe care le-ați făcut oamenilor? La primul mandat, fac precizarea, sunt la al treilea mandat de primar, la primul mandat am refuzat să public programul electoral. De ce? Era foarte greu, ca un om care vin din afară, să îți dai seama, ce este în interior și cam ce poți să faci. Sigur, îți stabilești un program. Dar am zis și pe asta cred că am și câștigat primul mandat, care tot așa o paranteză a fost cel mai greu de câștigat. Spuneam atunci că eu știu ce este de făcut, dar să vin acum să promis și să nu mă țin de cuvânt era un lucru care nu suportam la vremea respectivă și am amânat cât mai mult, până la urmă nici măcar nu am mai publicat acel program de campanie. Le spuneam oamenilor ce am de gând să fac, dar am refuzat să public acel material de campanie, lucru care mi-a ajutat pentru că am reușit să structurez foarte bine și o parte din ce le-am spus oamenilor am și realizat, dar au fost și lucruri care categoric nu le poți realiza într-un mandat. Și este evident că sunt proiecte, acum după experiența de 3 mandate, sunt proiecte care nu poți efectiv să le implementezi într-un mandat de primar. Proiecte complexe de strategie, de schimbare radicală, așa cum a spus, a unui municipiu, nu poți să o realizezi într-un mandat. Și mai ales că primul mandat a fost un mandat fără o majoritate în Consiliul Local. Asta iar este un dezastru și aici ar trebui schimbate legea electorală. Dacă un primar câștigă alegerile pe vot uninominal, adică este votată persoana în baza unui program sau a omului, trebuie lăsat să-și facă, să-și ducă la îndeplinire obiectivele și programul. Și atunci, automat, Consiliul Local ar trebui să fie majoritar favorabil proiectelor pe care și le impune primarul. Dacă spuneți este... că nu e nevoie neapărat și de opoziție? Pentru că poate uneori deciziile sau ideile pe care primarul le are nu sunt întocmai potrivite cu nevoile oamenilor. Da, dar n-ar câștiga mandatul dacă ar fi în afara a ceea ce gândesc oamenii. Să știți că sistemul electoral din Franța și din Olanda este așa, adică ei vin în Olanda, de fapt, primarul este ales de către rege, dar aici e vorba de
dacă un primar în Franța, dacă un primar câștigă mandatul, consiliul local este majoritar al primarului, pentru că doar așa se pot duce lucrurile la bun sfârșit. Și eu cred că asta ar fi primul lucru care ar trebui să-l spunem, dacă este să facem vorbire și despre campaniile care vin, acolo unde este primar ar trebui ca să existe și o majoritate în Consiliu pentru locuitorii acelei comunități. Este foarte important din punctul meu de vedere. Nu cred că altfel aș fi putut duce la îndeplinire toate aceste proiecte pe care le-am realizat, pe care le-am implementat în ultimii ani. Este o condiție. Ați experimentat cumva și ambele variante. Da, primul mandat a fost fără o majoritate. Este la fel ca la SIME, dacă ar fi să arătăm. Un primar de o anumită culoare, un consiliu care nu este majoritar și este o dispută permanentă. Nu spun cine are dreptate, că aici fiecare dintre cetățeni își dă seama cine are dreptate. Dar lucrurile nu funcționează cum trebuie și atunci cred că această majoritate trebuie să vină să completeze toate acțiunile primarului. Deci trebuie și opoziție. Opoziția este ca un vector care stă totdeauna și trebuie să atragă atenția asupra derapajelor, eventualelor derapaje în care se află această majoritate care conduce o comunitate, dar trebuie să existe un sprijin pentru primar în Consiliul Local, care este de fapt partea legislativă, să poată duce proiectele la bun sfârșit. Asta ar însemna ca orgoliile politice să fie lăsate la o parte, inclusiv atunci când vorbim despre administrație. Credeți că s-ar putea întâmpla acest lucru în actuala... Ar trebui să se întâmple. Vedeți, același lucru putem să zicem și la nivel de președinție, de guvern. Atunci când cele două structuri se... nu au o relație de colaborare, nu neapărat politică, instituțională, lucrurile nu funcționează și cine are de suferit până la urmă sunt comunitățile locale și poporul din țara respectivă, dacă nu funcționează lucrurile acestea. Aveți experiență și ca un politic, dar și pe partea administrativă. Dacă ar fi să alegeți între administrație și politică, care ar fi cea mai aproape de sufletul dumneavoastră, să spunem? Administrația, categoric, dar să știți că nu se poate face administrație fără politică. Ar fi bine să se poată? Ar fi bine să se poată, dar mai diminuând din atribuțiile primarilor. Am spus, în Olanda primarii sunt numiți, iar Consiliul este ales. Atribuțiile primarului sunt extrem de reduse. El are, de fapt, un rol reprezentativ. Acolo se conduce de către Consiliul Local. Dar aici, în România, așa cum avem sistemul electoral, primarii vin pe un vot uninominal și își obțin voturile. Aici sunt de acord că ar trebui să fie un vot pentru primarii în două tururi pentru a avea o autoritate absolută. Deci ar trebui să rămână vot uninominal în două tururi, cel mai bun să câștige. Din turul 1, dacă să obțină este acel cazul, 50+1. Da, ultimele două mandate am avut un procent peste 70%, deci n-ar fi fost o problemă. Dar cred că primarul ar trebui să fie ales din două tururi, să aibă o legitimitate, dar categoric să aibă după ce câștigă mandatul, să aibă și o majoritate în Consiliul Local, să-și poată duce proiectele. Veți mai candida, domnule primar, pentru încă un mandat în fruntea comunității pe care, iată, o reprezentați de 3 mandate? Da, o să candidez la un nou mandat și sper ca cetățenii să dea suportul și să putem merge mai departe pentru a continua toate aceste proiecte pe care le-am început și pe care îmi doresc să le duc la bun sfârșit. Este o motivație pentru mine să realizez și să finalizez aceste obiective. Și avem experiența multor primării în care unele proiecte demarate de către un primar în funcție fie au fost continuate, ceea ce nu sunt foarte multe cazurile, fie au fost stopate așa proiectele demarate de către alți primari.
iară lucru deloc benefic pentru oameni, pentru că o spun de fiecare dată, ei ar trebui să fie cumva așa în centrul deciziilor luate și la nivel politic și la nivel administrativ, doar că uneori nu pare, sau cel puțin unii dintre oameni nu simt că ar mai fi în centrul atenției, ca să spun, să spun așa. Sunt și au fost foarte multe discuții cu privire la comasarea alegerilor, alegerile europarlamentare cu alegerile locale, iată acum ultima variantă care a fost adusă în discuție, pentru unii motiv de bucurie, pentru alții de tristețe, depinde pe ce reprezentanți ai cărui partid întrebăm acest lucru. Cum vedeți dumneavoastră, repet, având experiență și în politică și în administrație, comasarea acestor alegeri locale și, ca o paranteză, îmi spunea la un moment dat, cred că primarul comunei Pui, că primarii sunt buni atunci când vin alegerile, atunci când sunt campanii, ne referim aici la europarlamentare, prezidențiale, parlamentare și așa mai departe, și că primarii ar fi cei mai importanți în această perioadă. Da, primarii sunt cei mai importanți pentru că reușesc să mobilizeze foarte multă lume să vină la vot. Alegerile locale totdeauna au un procent de prezență la vot mult mai mare decât alegerile europarlamentare. Sigur, sunt și foarte multe alegeri anul acesta, de fapt, toate. Da, toate patru rânduri, de fapt cinci tururi. Ar fi foarte mult să-i aducem pe oameni de 5 ori la vot, cred că s-ar plictisi în primul rând și așa situația este cum este, este o stare de nu tocmai prielnică pentru a face alegerile. Care ce să zic, nu știu. Și foarte mulți bani cheltuiți cu toate aceste alegeri și dacă se uită mare parte dintre oameni în portofelele lor, privesc cu amărăciune această cheltuire a banilor. Am discutat și înainte de emisiune puțin și m-am spus cât de supărați sunt oamenii. Sunt oameni care greu fac față cheltuielilor, trec foarte greu peste cheltuielile acestea cu utilitățile, cheltuielile cu mâncarea, care s-au scumpit extrem, extrem de mult în ultima perioadă și oamenii sunt extrem de supărați pe tema aceasta și vă dați seama ce greu este să faci campanie la niște oameni care au niște probleme de până la urmă de a-și plăti facturile, tu să vii să le spui că este nevoie de europarlamentar și că ce-ar putea să facă europarlamentarii pentru ei. Deci e o campanie destul de grea. Oricum, un primar care iasă într-o campanie electorală, e greu să vorbească și el despre europarlamentari, o să vorbească clar despre activitățile lui, despre proiecte, despre ce dorește să facă. Până la urmă, cred că este un lucru bun, dar are și părți negative faptul că se comasează. Noi ne-am, sau cel puțin noi la Orăștie, eu personal m-am gândit că pe sfârșitul anului mi-am programat finalizarea unor proiecte, până atunci să se încheie proiectele. Acum, dacă le aducem foarte mult înainte, luna mai o să fie o lună de campanie electorală, sigur ne dă peste cap cu implementarea proiectelor, că vrem, nu vrem, fiecare dintre primari va trebui să facă o campanie electorală, deși noi facem 4 ani de zile, din prima zi de mandat facem campanie electorală. Aceea e adevăratul examen, practic, pentru primarii în funcție. Da, normal n-ar trebui să facă un primar în funcție care a făcut ceva pentru comunitatea lui să se mai implice atât de mult, dar fiecare dintre noi nu putem sta pasiv și atunci ne implicăm și cumva perturbă toate aceste activități din cadrul unei primării, mai ales acolo unde sunt dispute puternice pentru fotoliul de primar. Este cazul Orăștiei, acestor dispute puternice pentru această funcție, pentru fotoliul pe care iată îl aveți de 3 mandate? Deja se simt cuțitele ascuțite, să spunem? Nu știu care vor fi contracandidații și mai mult decât atât au fost câteva sondaje de opinie, 2 sondaje de opinie, în care sigur au tranșat cumva lucrurile și nu prea
este atractivitate pentru o candidatură la funcția de primar, fără, cu o lipsă de modestie, undeva la între 70 și 80% ambele sondaje au dat ca și candidat de primar, primarul Bălan, și atunci cred că nu se prea înghesuie. Sunt descurajați. Da, o să fie candidat, sunt convins că o să fie candidați de la fiecare partid, dar o să vedem. Este o campanie electorală, noi o tratăm cu seriozitate, cel puțin eu și colegii mei de la partid. Am mai fost și alți primari care au fost foarte siguri pe ei înainte de campanii de alegeri și s-au trezit cu surprize neplăcute. Așa este, da. Eu sunt încrezător, adică cred că în cele trei mandate, acest mandat este cu cele mai multe realizări, sunt cu foarte multe proiecte, cu lucruri pozitive care au venit către Orăștie. Adică nu aș vedea nicio o motivație în a schimba sau în schimba eu discursul, să spun că trebuie să mă reinventez sau să fac altceva. Tot timpul ne reinventăm și căutăm proiecte, dar este necesar, dar nu cred că trebuie schimbat total modul în care strategia funcționează și primăria din Orăștie. Și așa a rezultat și din aceste sondaje, pentru că acolo sunt și alte întrebări. Dacă mergeți într-o direcție bună, dacă sunteți de acord sau ce ar mai trebui să facem, ce. Deci lucrurile s-au structurat într-un fel, cel puțin s-au căpătat o direcție la Orăștie. Nu este valabil peste tot, dar nici nu pot să vorbesc despre alte localități. Vorbim despre Orăștie. Ce se întâmplă în ograda dumneavoastră acolo. S-a discutat foarte mult și iată că acum se pare că se va contura această idee de alegeri pe liste comune, PSD-PNL. Cum comentați o astfel de decizie, dacă într-adevăr se va stabili acest lucru? Nu cred. Asta chiar cred că este o prostie. Din punctul meu de vedere este o prostie, dar sigur altcineva va decide lucrurile acestea. Nu există. Trebuie să fie o competiție, trebuie să, cum am spus, trebuie să existe o majoritate. Vedeți, aceste alianțe se pot rupe pe perioada unui mandat. Da? Astăzi este bine, peste o lună poate să schimbă lucrurile, se rupe coaliția și ajungem în situația care am spus anterior, în care primarul nu are o majoritate. Așa că asta cu liste comune nu sunt de acord, adică primarii în funcție trebuie să se bată pentru mandatul lor, trebuie să se lupte pentru majoritatea în Consiliul Local. Dar dacă vine ordin de la partid că așa trebuie să se întâmple? Păi ce crezi că am putea noi face dacă vine ordin? Putem să ne spunem punctul de vedere, dar doar atâta. Dacă este o lege, trebuie să o respectăm. Dar eu spun că nu este bine și nu este de dorit să se ajungă acolo. Liste comune. Deci există acest parteneriat, să-i spunem, da, de câțiva ani am avut PNL-PSD, această alianță la nivel național, care în județul Hunedoara a cam scârțuit de la bun început, lucru declarat și de către ambii președinți ai celor două partide. Deci a funcționat și nu prea, dragoste cu năbădăi, așa putem spune. Da, alianța funcționează mai mult la nivel de București și sigur între persoanele care sunt astăzi și care conduc cele două partide sunt compatibile într-un dialog. Dar în teritoriu e dragoste cu forța sau cum? În multe organizații județene este o dragoste cu forța, așa este. Ați remarcat foarte bine, dar repet, trebuie să vedem până la urmă și interesul comun al comunității, ce are de câștigat o comunitate, ce are de pierdut. Eu spun asta interesează mai mult pe dumneavoastră și în calitate de primar, primarii respectiv, doar că la centru se pare că nu acestea trebuie să existe fi o alianță, trebuie să existe o alianță, nimeni nu va mai putea obține în cel puțin în viitorul apropiat sau la următoarele alegeri o majoritate să spună gata, există un partid și va conduce 4 ani de zile, nu vor fi nicio problemă, nu trebuie să facă coaliție. Deci coalițiile se destramă în funcție de programe, de îndeplinirea obiectivelor pe care le-au stabilit atunci când au făcut acele protocoale de colaborare. Aici la obiective intră foarte multe și rămâne așa și cumva cu puncte de suspensie ceea ce ați spus, că obiectivele ar trebui să fie pentru oameni. Dar iată că dacă mergem oriunde pe stradă și întrebăm oamenii despre obiectivele acestea pe care cei de la centru le au,
am fi surprinși ce ne răspund. Da, vedeți, este și... Pentru că asta se vede, asta se transmite în stradă, la omul care este direct afectat de deciziile luate de către aceste alianțe, coaliții sau cum vreți să le spunem. Da, gândiți-vă că a fost această pandemie în care s-au făcut cheltuieli colosale, vedem și noi la televizor ce cheltuieli, acum aflăm de foarte multe cheltuieli care s-au făcut așa aiurea, angajamente pe care... parteneri de coaliție, de către... Nu vreau să intru în polemică cu nimeni, dar la momentul respectiv era USR cu PNL, era altă coaliție la guvernare. Sigur, acum toți fug și toți refuză. Ei nu au nicio tangență cu tot. Dar lucrurile acelea, să nu credeți, nemunca din perioada respectivă, cheltuielile, împrumuturile, toate se răsfrâng, toate se întorc acum împotriva noastră și de aceea se întâmplă și această criză, creșterile acestea enorme de prețuri, nu mai pot fi suportate de la un buget local care s-a tot împrumutat și acele datorii se tot rostogolesc, sigur vin ca o povară pe orice guvern vine, trebuie să le plătească, că acolo nu se joacă sau eventual le amână luând alte împrumuturi și le rostogolesc așa. Da, și împrumuturi totul. Luate cu și atunci ne mirăm de ce nu sunt bani pentru pensii, pentru salarii, pentru asta, creșterile acestea de prețuri care vedeți și în cazul lucrărilor publice pe care noi le-am avut, au crescut enorm prețurile la materiale. Noi aveam un buget, o limită a proiectului. Creșterile acestea de prețuri au scos proiectele din aceste limite, au crescut foarte mult. Sigur, guvernul a dat ordonanțe pentru a ajusta toate aceste prețuri, dar nu a dat bani. Deci a zis, ok, nu te mai costă proiectul 10 milioane de lei, te costă 12 sau 14 milioane de lei. Ai posibilitatea legală posibilitatea să se ajungă la prețurile reale, că altfel ar fi plecat toți constructorii de pe șantiere, nimeni n-ar fi făcut în pierdere aceste lucruri. Lucru care s-a și întâmplat temporar. Au fost unele șantiere care s-au blocat din cauza asta și avem, poate o să apucăm să vorbim și despre problemele care există la nivel de unei comunități cu aceste proiecte. Dar acea diferență între cât a fost inițial valoarea din proiect și valoarea finală, nu a putut nimeni să... Deci a fost dată ordonanța, doar că nu a fost și respectată practic, pentru că nu ați primit bani. Da, a fost împinse către bugetele locale și atunci a fost un efort foarte mare din partea administrațiilor locale să găsească resurse pentru a continua și a nu închide toate șantierele. Acolo unde a existat și interesul și intenția ca primarii să depună proiecte, să facă acest efort, să-i spunem, de a trage cât bani. Cât ai avut ca primar mai multe proiecte, comunitate, cu atât ai avut mai multe probleme. Păi și care e rolul primarului până la urmă, nu? Să atragă, să implementeze proiecte, să atragă fonduri. Da, știți, în momentul în care îți planifici un proiect, știi cât ai o cofinanțare, știi cât poți să te întinzi ca să poți să le duci la bun sfârșit, să le implementezi. Venind această creștere cu 30-40% pe proiecte, pentru o primărie ca orăștie a fost o creștere câteva milioane de euro pe care noi a trebuit să găsim o sursă de finanțare sau ceva ca să luăm din altă parte, să punem bani aici ca să putem duce proiectele mai departe. Și ați reușit să faceți acest lucru? Să găsiți sursele necesare pentru a putea să completați practic acea diferență? Da, am reușit pe toate proiectele să asigurăm cofinanțarea. Reușim și în continuare, bugetul de anul acesta este cu 30%, 33-34% mai mare decât cel de anul trecut. Anul trecut a fost undeva la 112 miliarde, anul acesta e la 150 și ceva de miliarde bugetul municipiului Orăștie. Deci este o creștere a veniturilor, desigur și a cheltuielilor. Și sperăm ca toate proiectele pe care le-am început au cofinanțarea, sumele pentru a putea fi finalizate. Pot să apară pe parcurs alte cheltuieli până la finalizare, dar în momentul de față tot ce a fost prognozat pentru finalizarea proiectelor, sumele se regăsesc în buget. Deci
avem certitudinea că le vom finaliza până la sfârșitul anului, că, cum am spus, s-au prelungit. Eu am sperat că anul trecut la final să fie finalizate. Atunci când am început să lucrez la buget, am sperat și așa le-am previzionat toate proiectele care au fost etapizate ca să le termin până luna septembrie, dar asta este. Vorbim și de corecții financiare din această cauză? Nu, nu avem. Până în momentul de față nu avem nicio corecție financiară pe niciun proiect, doar avem proiecte etapizate care urmează să fie semnate noile contracte pentru a le putea duce mai departe, să obținem finanțarea pentru ele și să le închidem. Până atunci putem să facem aceste plăți din bugetul local, astfel încât șantierele să nu fie închise, să nu avem o perioadă în care să oprim lucrările până la semnarea noilor contracte. Cât la sută din această sumă, peste 150 de miliarde de lei, spuneați că aveți bugetul, sunt alocate pentru investiții? Mare parte din sumă, cred că 30%, 40% din buget este alocat pentru investiții. Nu am făcut exact calculul, dar acolo suntem. Avem noroc cu aceste fonduri europene, pentru că fără aceste fonduri europene, capacitatea administrației publice locale de a face aceste investiții era practic nulă. Aveam varianta de fonduri guvernamentale sau împrumuturi, dar acestea implică... Dar accesat proiecte și pe fonduri guvernamentale, din câte știu. Avem și pe fonduri guvernamentale, dar avem pe Angel Salini proiecte, avem pe Compania Națională de Investiții proiecte. Noi sperăm și sper să nu fie din nou întârzieri. La sfârșitul anului 2023 au fost întârzieri mari la plata proiectelor pe Angel Salini, la Compania Națională de Investiții, proiectele care le-am avut au avut întârzieri și de 6 luni. Acum văd că încet... Ați primit și explicații? De ce sunt atât de întârziate? Nu au mai fost sume pentru a fi la dispoziție, bugetate la începutul anului. Au fost cheltuieli mai mari decât cele prognozate și atunci, venind foarte multe facturi, la un moment dat n-au mai putut fi plătite. Plus că a fost deci, practic, această vă bazați ordonanță tot pe fondurile europene mai mult decât pe fondurile guvernamentale. Adică aveți o siguranță mai mare că și primiți acei bani față de ceea ce se întâmplă aici la noi în țară. Da, dar, repet, acum este o perioadă pentru proiectele europene care au fost etapizate, în care nu o să primim bani. Adică, cred că până pe la mijlocul lunii mai nu o să mai primim bani de la fonduri europene. Până atunci trebuie să ne descurcăm cu sursele pe care le avem de la bugetele locale. Și astfel încât să nu oprim șantierele. Știți? Deci este o perioadă destul de dificilă din punct de vedere și al constructorilor și al beneficiarului, pentru că nu trebuie oprite șantierele. Știm cu toții că odată ce se opresc, foarte greu se mai pornesc și mai demarează cu organizările de șantier, cu dispariții de pe șantiere, de materiale, de tot. Este o cheltuială în plus și pentru constructor. Deci și pentru... Deci reușiți să-i țineți acolo în șantier pe toți muncitorii? Da, reușim să-i ținem. Sigur, pe perioada iernii sunt lucrări care le stopăm. Acum o să le redeschidem dacă a fost vremea asta care ne-a permis să se realizeze lucrări. Deci nu ne oprim. Nu ne oprim. Asta este important și este important că acest buget permite lucrul acesta. Adică avem sume necesare să putem merge mai departe pe toate proiectele pe care le avem. Dar nu se oprește aici, știți? Niciodată nu se oprește. Adică un primar nu poți să spui că gata, termină proiectele astea și de mâine facem inaugurarea și stăm liniștiți. Totdeauna apar alte linii de finanțare, alte proiecte care sunt diferite stadii. Dar este o perioadă foarte bună pentru administrațiile locale, administrațiile competente. Cele care sunt eficiente, exact, competente. Ca să aveam să spun, sunt foarte multe primării care aleg să stea liniștiți, primarii să fie relaxați. Dacă pică ceva bine, dacă nu, nu ne obosim pentru a scrie proiecte, pentru a le implementa. E mult mai comod. Nu vreți să știți de câte ori mă gândesc și eu ce liniștit aș fi dacă n-aș avea aceste proiecte. Și nu vă place liniștea?
Da, dar știți cum, dacă tot ai intrat în hora asta și vrei să rămână ceva după tine, trebuie să te duci mai departe, nu prea poți. Așa ai fost făcut și ani de zile, ai mers în ritmul ăsta. Nu există linie de finanțare în care să spun primăria din Orăștie nu este interesată sau nu va veni cu proiecte. Unde apare, trebuie să știm în primul moment să ne pregătim, să pregătim proiectele, să le accesăm și să mergem mai departe. Dar să știți că fiecare proiect vine la pachet cu sute de probleme. Sute de probleme, sute de provocări, sute de lucruri care sunt conexe, care sunt în afara proiectului, care n-ai avea cum să le prevezi, care trebuie să vii să găsești soluții, să găsești alte surse de finanțare, să vii să le închizi ca toate aceste proiecte să fie finalizate și funcționale. Dar deja aveți experiență, nu ar trebui să mai fie neapărat o problemă, nu? Sau tot apare neprevăzutul la orice proiect, să înțeleg. Fiecare proiect este unic în felul lui. Fiecare proiect este unic în felul lui și atunci trebuie să găsești soluții punctuale la fiecare provocare de genul acesta. Care a fost cea mai mare provocare în ceea ce privește proiectele până acum? Și repet, ceea ce am spus și la începutul emisiunii, ați avut și ați adus aici foarte multe fonduri europene, ați încercat cel puțin să ajungeți așa în întreg orașul cu aceste proiecte. Dar care a fost cel mai dificil de implementat, să spunem? Cel mai complex? Dintre proiecte? Da. Dintre proiecte... cele mai grele proiecte sunt aceste proiecte pe zone istorice. Știți? De exemplu, proiectul Cetatea Orăștiei. Cetatea Orăștiei a necesitat sume foarte mari de bani pentru cercetare arheologică. În urma cercetării arheologice se schimbă foarte mult din ceea ce înseamnă proiectul inițial. Știți? Așa este și prins la început, că se pot face modificări, se pot reautoriza, obține avizele din nou de la Comisia Națională. Sunt pentru proiecte că, mai flexibile, să spunem, din acest proiecte punct de vedere. Pe monumente de clasă, așa, acolo trebuie să obții de fiecare dată, indiferent ce schimb, trebuie să obții aprobare de la Comisia Națională. Deci aici, pe acest gen de proiecte, au fost foarte multe schimbări în implementarea proiectului și... Pe zona centrală, de asemenea, a fost extrem de complicat, pentru că și aceste proiecte au fost complementare și au depins unele de altele. Adică avem patru proiecte pe zona centrală, Cetatea, Muzeul Civilizației Dacice, Centrul Municipiului Orăștie și Centrul Cultural, adică Casa de Cultură, transformarea într-un centru multicultural, dar ele fiind în aceeași zonă s-au intersectat într-un fel sau utilitățile, organizările de șantier. Deci trebuia să ținem cont de fiecare constructor, având fiecare constructor separat, cum să-i organizăm, cum să nu se încurce unii pe alții și cum se poate duce la bun sfârșit. Deci greutatea este atunci când implementez proiecte la fiecare pas, de la procedurile de achiziție, de la avize, de la, ce să zic, cum am zis, desemnarea câștigătorului, contestațiile. Deci toate lucrurile acestea, legislația, așa cum este ea în România, împing aceste proiecte în timp și le fac destul de greu de implementat. Legislație care ar putea foarte bine să fie modificată, având în vedere că dumneavoastră, primarii, sunteți cei din linia întâi, cum s-ar spune, care se lovesc de toate aceste probleme, să le spunem, și pentru asta mai avem și parlamentari care ar putea să vă deschidă ușile, nu neapărat invers să fie, și să vă asculte și să vă și ajute în schimbarea unor lucruri pentru a mai facilita puțin toți acești pași. Da, este așa ar trebui să fie. Da, vorbim iară și iară, vorbim, ajungem undeva unde lucrurile nu funcționează poate chiar cum trebuie și ar trebui schimba foarte mult din legislația actuală. Deci există în țară o birocrație deci credeți-mă, ca și primar te doare capul și
dacă ar să... Câte drumuri faceți la București pentru foarte multe drumuri. Câte semnături trebuie să dați? Foarte multe. Acum sunt semnăturile electronice, cumva s-au Vă ajută. Un pic este mai lejer, dar gândiți-vă că această birocrație, zicem toți vorbim de digitalizarea instituțiilor publice, dar în momentul de față avem o legislație în care ne obligă să mergem și pe parte scrisă și pe parte IT. Adică noi lucrăm în două sisteme în momentul de față. Practic au îngreunat munca, nu nici deci este mult mai greu. Deci credeți-mă, în momentul de față nu s-a simplificat nimic. Este mult mai greu cu toate documentele pe care le avem, pe care trebuie să le arhivăm. Azi dimineața am avut o discuție cu colegii mei vis-a-vis de arhivă și de câte rafturi trebuie să mai cumpărăm la arhivă, pentru că avem camioane întregi de documente care nici nu putem să le distrugem și să renunțăm la ele, dar trebuie să le depozităm, este foarte complicat. Deci gândiți-vă că fiecare document care intră în primăria municipiului Orăștie, conform unor proiecte tot așa pe care le-am accesat, sunt scanate, li se dă cod de bare, se introduc și în partea electronică și fizică și lucrăm cu două tipuri de documente. Deci este extraordinar de complicat. Nu știu cât mai poate să dureze așa. Avem orașe înfrățite. Credeți-mă, merg într-un mandat, ajung câteodată și eu în aceste orașe să văd cum funcționează ei, ce probleme au sau unde ar trebui noi să ajungem ca să funcționeze lucrurile mai bine. Nu există nicio hârtie la ei pe birou, la toți funcționarii publici. Nu există. Toată lumea lucrează pe calculatoare, toată lumea nu plimbă hârtii dintr-o parte în alta, nu atâtea semnături. La noi e spor național acesta cu plimbatul hârtiilor dintr-un birou în altul. Sute de semnături, mii de semnături. Deși declarativ se dorește să nu mai existe așa ceva, cum spuneați, digitalizare, doar că nu este suficient ca doar primăria și încă o instituție să fie digitalizată. Avem nevoie și de o conexiune între toate aceste instituții pentru ca lucrurile să funcționeze. Dispare dosarul cu șină, dar totuși mai plimbăm hârtiile din dosar. Deci nu le mai trebuie la oameni să vină cu copie după buletin, da? Deci e destul să prezinte buletinul. Dacă să-ți prezinte buletinul, îți cere legislația să-i faci tu copie. Adică fiecare funcționar trebuie să aibă o imprimantă lângă el, să zice, da, ok, ne dați buletinul, facem o copie, vă dăm, dar noi tot trebuie să-l depunem aici. Deci lucrurile nu s-au rezolvat. Se cam bat cap în cap unele informații. Exact. Deci până nu renunțăm și cineva trebuie să ia taură de coane, să spună, gata, de azi nicio hârtie nu mai circulă în primărie. Că om greși, că este omenește să greșim, credeți-mă. Să greșește, un funcționar poate să greșească, poate să nu pună o hârtie, poate să nu știu ce să nu facă. Dar în momentul în care devine electronic și îl semnalează, vezi că acolo nu ai un document, vii și îl depui. Este o decizie pe care trebuie să o ia guvernanții, Parlamentul României, să spună odată stop, până aici, de azi încolo, nimic nu mai merge și scris și în sistem electronic. Pentru asta ar însemna să cunoască foarte bine acest sistem ca să poată lua o astfel de decizie. O lună de zile va fi o bulversare în toată țara. Doar că dacă nu știi ce se întâmplă, e greu să iei o astfel de decizie. Doamna, o lună de zile va fi foarte greu pentru toată lumea. Poate două, poate trei, poate cinci. Un an, cât da? O fi, exact. Dar după aceea lucrurile vor funcționa într-un anumit sistem. Da? Și simplifică viața fiecăruia. Dar, repet, cetățeanului, asta trebuie ca cei oameni să înțeleagă cu adevărat ce se întâmplă și prin ce treceți zi de zi. Dar atât timp cât nu înțelegi, nu cunoști, plus că doar în teorie, plus că face e cam dificil. Economii. Gândiți-vă la câtă hârtie, câte imprimante, câtă manoperă pentru... Asta e în primul rând, că în acel timp acel funcționar public ar putea să se ocupe de altceva, să facă alte lucruri. Să mutăm hârtiile dintr-o parte în alta, să le ducem. Deci e extrem de complicat așa cum lucrăm astăzi. Trebuie simplificat și trebuie miniștri și oameni politici cu curaj care să spună da, până astăzi, de astăzi mergem așa. Cu bune, cu relex. Nu credeți că nu se întâmplă, că nu o să fie funcționarii publici din țara asta în stare de mâine să treacă. Mulți dintre ei poate nici nu știu să lucreze cu un calculator, dar
Oare se mai sunt soluții. Acele sporuri de calculator? Nu mai există sporurile de calculator, dar sunt legi și hotărâri de instanță aberante care nu s-au reglementat nici în momentul de față. Deci, dacă ar fi să intrați și să faceți emisiuni, câte sporuri au fost acordate și nu mai pot fi, au funcționare din primărie un spor de dispozitiv, adică să fie la dispoziția administrației, care nu se mai practică, dar care o instanță de judecat a spus că se acordă până la perioada pensionării. Și sunt funcționari publici care la momentul respectiv nu erau în primărie, care au un anumit salar la care se aplică procentul acesta de 25%, pentru că având o hotărâre de instanță, investesc cu titlul executoriu și execută conturile. Și sunt funcționari pe aceeași funcție, cu aceeași vechime, cu același grad, cu identici, care au salarul cu 25% mai mic. Deci aberațiile din România sunt destul de mari și ar trebui, repet, ar trebui să se rezolve, să ia cineva taurul de coarne, să le cine ducă. Are curajul să facă acest lucru în actuala clasă politică? Cine? Guvernul trebuie să facă lucrul acesta, pentru că ei au acea pârghie care se numește legislație. Trebuie să schimbe legile, să dea legi, pentru că legile sunt mai presus de orice. Ar trebui să fie mai presus de orice, într-adevăr. Suntem aproape de finalul acestei emisiuni și nu v-am întrebat despre taxe, impozite, pentru că iarăși ne întoarcem la poverile oamenilor, la greutățile pe care le au zi de zi, iar în această perioadă am văzut în unele comunități oameni de bună credință care deja au format cozi la acest serviciu de taxe și impozite, pentru că până în 31 martie beneficiază de acea bonificație de 10%, care este situația în orăștie cu privire la aceste dări. Da, la fel ca în toate comunitățile, acea creștere impusă, rata inflației calculată într-un an, nu calendaristic, pe perioada unui an, din mai până în mai anul viitor, a rezultat această 13,8%, acest procent de 13,8%, care se aplică și impozitelor și taxelor din municipiul Orăștie. Ca și mod de colectare a acestor taxe și impozite, sigur, noi am prevăzut și am încercat să simplificăm viața, să poată plăti totul online, dar sunt și persoane care vin și aleg varianta clasică. Varianta clasică, vor să vadă acolo chitanța, dar să știți că am și făcut un filmuleț ce trebuie să facă fiecare ca să meargă pe partea de plată online. Este foarte simplu și nu durează decât câteva minute. Accesează această platformă? Da, sunt mulți, din ce în ce mai mulți, dar tot există, repet, acea categorie care vine și, desigur, ce e mână nu-i minciună, nu? Câți funcționari publici ai, tot se îngrămădesc acolo și depinde foarte mult și când se iau salariile, când se iau pensiile. Deci influențează și asta numărul de persoane care se prezintă la ghișeu pentru plata taxelor și impozitelor. Sigur că după ce se trece această bonificație, după ce trece luna martie, lucrurile revin pe un făgaș normal și nu mai este câteva persoane. Păi încercați dumneavoastră să trageți de ei, nu pentru a-și achita aceste taxe și impozite, din câte știu, sunt probleme și din acest punct de vedere. Da, e o modalitate, am spus, este o modalitate mult mai simplă de a plăti online taxele și impozitele, iar atunci când se poate, cel puțin tinerii, foarte mulți dintre tineri, dar și oamenii în vârstă, alegă momentul, tineri, da, aleg să plătească taxele și impozitele online. Deci, acum, dar să tragem o concluzie. Vă rog că suntem este, la final. Este un an... Și una politică și una administrativă să fie concluzia. Un an dificil, pentru că sunt aceste provocări date de alegeri, de aceste bugete care trebuie implementate și noi sperăm ca lucrurile să funcționeze normal și, din punct de vedere a mea, în momentul de față, nu cred că sunt probleme vis-a-vis de finalizarea proiectelor deja începute. Așteptăm să vedem și noi când și cum va arăta tot ceea ce înseamnă această schimbare a municipiului Orăștie. Sunt așteptate multe dintre proiecte, probabil, de către cetățeni și
centrul orașului, din câte știu, și aici a fost o lucrare foarte mare și importantă, tot în acest an, da, va fi inaugurată, da, să spunem. Da, am prelungit un pic termenul, tot așa pe final, am prelungit puțin termenul pentru că există oportunitate pe noile programe operaționale pentru a introduce. Centrul a fost făcut mare parte pe fonduri de la bugetul local, adică a fost făcută, realizat pe fonduri de la bugetul local, dar există o variantă ca o parte din aceste cheltuieli să le introducem pe o finanțare europeană, să primim banii înapoi. Deci ați găsit și această portiță pentru a putea să recuperați parte, mă gândesc, nu, Liman, sau... O parte din, da, o parte semnificativă din sumele pe care le-am cheltuit pentru acest obiectiv. Să ne revedem cu bine, domnule primar, și în lunile următoare, luni care nu vor fi foarte ușoare pentru dumneavoastră și pentru toți primarii până la urmă, dar să aveți mult succes și cu proiectele, și pe partea administrativă, și pe partea politică. Noi vă dorim mult succes. Mulțumesc! Vă mulțumesc, stimați telespectatori, că ați fost și astăzi alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!